asta, să fiu alături de voi, să vă cunosc, pentru că vă știu pe majoritate doar după nume, dar nu v-am întâlnit niciodată față în față și mă bucur mult că sunteți oameni faini. Vreau să vedeți o altfel de abordare. Sunt axat mult mai mult pe relația dintre oameni și cum vorbesc cu ei. Nu fotografiile, din punctul meu de vedere, nu ele sunt pe primul loc. Cu cât am mers la mai multe workshop-uri, plecam cu din ce în ce mai puține informații acasă. În momentul în care alergi să faci fotografii de concurs, atenția față de miri pe care o acordați voi față de miri, se diminuează enorm. Dați nu neapărat asistentului, dați cuiva care să editeze și voi să aveți mai mult timp pentru voi. Puteți să luați mai multe evenimente în perioada aia. E destul de simplu. Hai să vedem cât mai ajută lumina asta naturală sau... Aranjează un pic rochia acolo, așa, dă-i bufă în față. Acolo, acolo, peste. Copacii de acolo să-i taie lui capul. Pe frunte, acolo, atât. Cătălina la mine odată. Super, 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 bravo, bravo. Am ars-o un pic, dar foarte, foarte puțin. Am venit la acest workshop, mai mult să-l cunosc pe Vlad. Mi-a plăcut foarte mult atmosfera de aici. Oamenii au fost niște oameni de calitate. Vlad, extraordinar, a explicat absolut totul. Am tras aici ca să pot să văd și munții, să văd și cerul frumos, să mă bat și cu soarele. Și mai mișcăm o dată, când vrei tu, hai! Bine, bine, ăla e! Nice! Și închidem lumina, că altfel nu vedem cadrul real. Voiam foarte mult să văd felul lui de a lucra, cum vede el pozele și toate cele, cum abordează situația. Cât de mult pune accentul pe relația dintre fotograf și clienți. Și stilul de editat. Ceva foarte natural, foarte contrastat și bine saturat. Dă-mi un pic la geam. Băi, 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 du-te la, du-te, băi. Alo, PC? Da, și plec. Câștigui dublu pe lângă banii care îi dai la un orșul de alea. Mai vino mai la ea, mai la ea, mai la ea. Hop, hop, te văd. Atât, bărbiam un pic mai sus. Dreapta jos privire odată un pic. Suntem în AV aici. După părerea mea, băiatul ăsta a rămas prieten cu toată lumea după ce i-a fotografiat la nuntă, ceea ce este incredibil. Ha ha ha!